pornit din Mărișel spre vârful Ijar. Faceți din Mărișel până aici vreo 25 de minute. Suntem foarte aproape de acest vârf, dar am oprit pe drum tocmai pentru a admira priveliștea absolut minunată. Mi se pare absolut spectaculos acest traseu pe care îl poți parcurge până spre vârf cu orice mașină, cu orice tip de mașină, adică e practicabil, cel puțin iată în perioada caldă, dar priveliștea care ți se desfășoară în față e una incredibilă. Valea Răcătăului, pe care am mai surprins-o de pe drumul care leagă Mărișel de Măguri Răcătău, pare să arate și mai minunat de aici. Priviți câteva căsuțe așa în depărtare, în rest culmile împădurite ale Apusenilor, se vede acolo în depărtare un cătun, e absolut special. E un traseu destul de simplu, repet, dacă sunteți în Mărișel cazați, puteți veni să faceți așa un traseu de o oră și jumătate, dus întors, urcați și pe Ijar, un vârf, o culme destul de domoală, aveți și acolo o priveliște impresionantă, dar iată maestozitatea acestei părți de Apuseni, Valea Răcătăului, care poate că ar merita să aibă un marketing mult mai bun. Oricum, iubitorii de Apuseni știu această zonă, încercați-o de fiecare dată, pentru că aici natura e un adevărat tablou.